Azi, pentru prima oară în istorie, aeroportul Heathrow și-a întrerupt total activitatea pentru a asigura tăcerea în timpul procesiunii ceremoniale de la Palatul Buckingham la Westminster Hall. Avioanele nu au mai zburat deasupra capitalei Marii Britanii între 13:50 și 15:40 ora Londrei. Cel mai probabil aceeași măsură se va lua și luni. McDonald's, doamnelor și domnilor, mergem mai departe, a anunțat că își va închide toate restaurantele în timpul funeraliilor reginei, care vor avea loc luni. Și citez din mesajul McDonald's: toate restaurantele noastre din Marea Britanie vor fi închise luni până la ora 17 pentru a permite tuturor celor de la McDonald's să-și aducă omagiul majestății sale, regina Elisabeta a II. Au scris aceștia pe Twitter. În același timp, mii de pacienți se plâng că programările au fost anulate luni. Medicii de familie nu sunt obligați să își deschidă cabinetele pentru că li s-a transmis că pot să lipsească pentru a-și prezenta, pentru a merge, pentru a-și rămas bun de la monarhul lor. De asemenea, ultimele, unele clinici se vor închide și doar urgențele vor fi asigurate pe timpul funeraliilor. Mai multe domenii, de asemenea în Londra, sunt paralizate sau se așteaptă să fie paralizate pe perioada funeraliilor, pentru că elevii au zi liberă, iar părinții nu au cu cine să-și lase acasă copiii. Și, doamnelor,